Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou video din Euro Truck Simulator 2. Astăzi am să vă prezint un mod, se numește Scania T620 CCM. Cel mai nou camion pe care l-au scos băieții de pe site-urile de moduri. Este public pentru 1.28, aveți ca de obicei link în descriere. Așa arată el, azi avem o cursă de 100 și ceva de kilometri, plecăm de la Milano până la Verona. Foarte, foarte bine arată pe afară în acest camion. Auziți și voi claxonul. Flash-urile. Să vedeți bordul. A? Ce părere aveți voi de camionul ăsta? Mai am pentru voi încă un mod cu Scania care a ieșit acum. Ca să vedeți, fiți atenți cum pornește. Olu! Aleu, cum toarce motorul. Hai să-i dăm și anume vice. Cum ziceam, mai am un vot pentru voi cu tot cu Scania, dar este ceva mai diferit. Este ceva mai diferit pentru acea Scania. Faptul că mănâncă FPS-ul, recunosc. Așa, și uitați, dacă vă place țelea mea de Euro Truck și vreți să mai continuăm, apătați și voi pe butonul ăla de like, să-ți fie și noi maximum 5 like-uri la acest video și o să mai continuăm cu această serie pe canal. Și uitați, pe butonul de subscribe, apăsați pe clopoțelul ăla ca să primiți toate notificările în timp ce postăm sau când face live stream. O să fiți notificați de îndată. Și vă mulțumesc tare mult pentru cei 102 abonați și pentru cele 9742 de vizualizări. Un singur motor are ăsta 620 de cai. Nu prea aveți ce să customizați la această Scania. Prin adevărul că toarce la motor. Ce să-i fac, fraților, dacă m-am mâncat undeva să iau această Scania, să o testez pentru voi, ai ce să-i fac. Și vă mulțumesc tare mult pentru ce ați făcut la ultimul video, sau sunt 5 like-uri, 5 like-uri și parcă vreo 10 sau 11 vizualizări. Așa. Bo, hai că urcă să intra 11. Bun. Bun, fraților. Este ora 3:25 de minute după amiază când filmez acest video. Cred că o să-l vedeți undeva pe la vreo 4 fără 20 sau 4 fără un sfert, ceva de genul ăsta. Așa. Camionul ăsta mănâncă FPS-uri, recunosc, chiar mănâncă FPS-uri, dar arată senzațional de bine. Ia să ne băgăm pe prima asta cu... Ha. Așa, hai, ridică bătăi. Deci cu ăsta vă faceți treaba. Așa. Mai sunt 2 zile, fraților, și pe aia vine weekendul. V-am zis, sâmbătă rămâne car vlogul live. O să facem live stream în timp ce suntem la volan. În timp ce suntem în mașină în domnul Logan. O să iau o aplicație de pe Magazin Play. Așa, măi, fraților. Bun. Băieții ăștia nu știu ce fac ei. Ce faceți? Vă gândiți și voi să plecați anul ăsta sau? Așa. Azi este miercuri. La mulți ani tuturor sărbătoriților ce poată în numele Mihai și Gabriel. Sănătate, mult succes și să vă dea Dumnezeu sănătate, mult noroc și orice dorință vă doriți, aveți așa o dorință să vi se îndeplinească. Cred că o să fac, cred că mai pe seara, cred că facem iar un vlog, dar
M-am gândit așa, unul sau două vloguri pe săptămână o să facem. M-am gândit mai bine așa. Păi, am fost așa că la două zile dacă postez, nu prea, nici mie nu prea îmi convine. Deci v-am zis, toate vlogurile pe care le fac la mine pe canal o să le facem din Logan. Acolo, foarte bine, liniștiți. Așa, mai avem și noi încă 91 de kilometri. Și ajungem la Final Destination. Băi frate, bă, dar arată camionul ăsta, arată bine. Deci nu live pe Facebook sâmbătă, live pe YouTube. Ca să știți. Așa, mă, fraților. Și aproape ajungem și noi la 10.000 de vizualizări. 10.000 de vizualizări, măi, fraților. La 200 și ceva de videoclipuri, 200 și ceva de videoclipuri, 10.000 de vizualizări. Să zic, cât de am, cred că am vreo 230 sau 240 de videoclipuri. Dar nu contează, trag în ele din videoclipuri. Așa. Deci arată bestie camionul ăsta, deci n-am ce să zic, n-am ce să fac, fraților. Deci, cred că o să rămână vlogurile de seară mâine și cred că unul în weekend. Hai mă, treci tu repede, hai. Cred că o să rămână unul ori mâine. Deci, nu știu, unul în cursul săptămânii, nu contează care, dar în weekend facem un vlog, în weekend să facem. Ori sâmbătă, ori duminică, tot aia. Și, fraților, aproape ajungem și la jumătatea lunii noiembrie. Se duce și luna asta. O să ducă și luna asta. După aia vine ultima lună din anul acesta, luna decembrie. Deci anul ăsta 2017 a trecut foarte, foarte repede. Deci a trecut foarte, foarte repede, fraților. N-am ce să fac, n-avem ce să facem. Asta e timpul. Dacă dăm timpul înapoi, ar fi mai bine, că mai ținem și noi minte ceva din trecut, dar ce să faci? Dacă nu există posibilitatea să dai timpul înapoi, asta e, timpul, viața merge înainte. N-are cum, n-ai cum viața să meargă înapoi. Înapoi te aduci tu aminte de ce ai făcut în copilărie. Nu mai știu eu ce. Așa. Să dea Dumnezeu să strângem măcar 15 vizualizări la acest clip. Așa, mai avem încă... Oh, 33 de kilometri. Bine, mă. Ia să ne uităm noi pe dreapta. Vine cineva? Nu vine nimeni. Perfect. Da, mai fraților. Ce să vă mai zic eu, că nu am ce să vă mai zic. Deci când am văzut această Scania aseară, credeți-mă că am rămas fără cuvinte. Deci au scos ăștia 3 modele de Scania. Păi, m-am uitat pe la oferă, nu mint, pe la 7:30 m-am uitat pentru modul să le iau, să le fac video, înțelegeți? Eu le iau modurile, le pregătesc de seara, pregătesc cursa, numai decât să-i dau drumul la înregistrare și cam aia, să pun pe YouTube. Da, când am văzut că au scos 3 modele de Scania, Scania asta, T620 TCM, ia să dăm intra 8-a. Intra 9-a urcă mai... Nu prea mai urcă, aia e treaba. Car vloguri, nu știu că... ăla o să rămâne car vlogul care să facem, o să fie live stream pe YouTube, dați voi seama. Live-ul cred că ăla, bă, cred că o să țină undeva la vreo 30 și ceva de minute, nu știu sigur. Pentru că nu este distanța așa de mare. Așa. Așa. Și nu știu, cred că de săptămâna viitoare cred că ne apucăm de Scania Truck Driving Simulator. Credeți-mă, cred că mă apuc de Scania Truck Driving.
ia vine cineva din aolu. Bun, asta se duce pe dreapta. Nu vine nimic din stânga. În partea n-a venit nimeni. Foarte bine. Uitați ceva și pe clasă. Ce să mai zic la Scania asta? Ce să mai zic? Prin faptul că mănâncă FPS-uri de... N-am ce să-i fac. Deci nu am ce să-i fac. Bun. Au tăltat, cum ar. Are botul ăsta și mă cam, mă enervează pe mine și nu știu cum să mă zic. Mie nu prea îmi place să aibă, la camion nu prea îmi place să aibă botul. Bine, la unele, dar nici chiar la toate, dar dincolo de camion. Ia să ne băgăm noi, chiar și așa trebuie să ne băgăm pe dreapta aici. După aia o luăm pe aia de 15, frumos, nu știți cum o parcăm, uite, aici. Uite aici. Hai, te-am terminat cursul asta la și 35 de minute, e perfect. Ia să ne vedem ce mai e pe aici. Duce Scania. Bun. Păi, cam asta a fost și videoclipul de astăzi cu această Scania. Sper că dacă v-a plăcut, dacă vă place, apăsați butonul de like să vă și susținerea voastră la canalul meu de YouTube. Bun, astea fiind spuse, asta a fost video de astăzi. Eu sunt Florin. Până la următorul video, baftă maximă, să fiți sănătoși!